În seara aceasta am vorbit despre datoria bărbatului în familie. Primul aspect este să-și iubească soția, al doilea să se roage și ultimul pe care vrem să încheiem seara aceasta, în timpul pe care îl avem la dispoziție, este după ce se roagă și primește înțelepciune, nu e suficient numai să o primească, ci trebuie să se poarte cu înțelepciune. Doamne ajută! Nu numai să ai pistoc, o unealtă bună, dar dacă nu o folosești, nu te ajută. De exemplu, soldații pe vremea aceea aveau scut. Spune Apostolul Pavel, scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare, plecai pe câmpul de luptă și careva trăgea cu arcul la tine și tu ți-aduceai aminte că ai un scut foarte bun acasă. Ți-ajută la ceva? Dar l-aveai. Stimații mei, cer de la Dumnezeu înțelepciune, Dumnezeu e bun și îți dă, dar trebuie să o folosești. Vreau să vă vorbesc în seara aceasta, în ultima parte, cum să folosim această înțelepciune pe care cred că majoritatea dumneavoastră ați primit-o și dacă n-am primit-o, la sfârșitul studiului nostru ne vom ruga ca tuturor să ne mai dea Domnul înțelepciune în frunte cu mine. Să ne dea Domnul înțelepciune. O să merg pe latura negativă prima dată. Când ai înțelepciunea care vine de la Domnul, trebuie să nu faci anumite lucruri și apoi voi vorbi de latura pozitivă pe care trebuie să le faci. La latura negativă, în situații dificile care apar, folosește înțelepciunea să nu ții necaz pe soția ta. Soțiile noastre, în presiunea familiei, mai ales dacă sunt copii, dacă sunt situații mai așa, câteodată creează stări prin care te supără, te întristează. Și problema este că ne supără, ne întristează, ținem necaz. Nu că suntem necăjiți, normal la un moment dat să fii necăjit, dar să ții necazul respectiv e greșit în familie. Creează o presiune suplimentară asupra tot ce este. A ține necaz înseamnă a nu ierta. A ține necaz înseamnă a nu trece peste. A ține necaz. Cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 19, să dau referințele biblice pe care le avem pentru asta, spune în felul următor, 3 cu 19. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Câteodată merită soțiile noastre să fie necăjite. Anumite atitudini, anumite ieșiri în decor, anumite greșeli, anumite cheltuieli pe care le face. Domnule, au greșit. Bărbatul care are înțelepciune știe că efectiv tot el suferă din cauza asta. Tot el suferă din cauza asta. Pentru că ține necaz, poate avea o reacție adversă din partea cealaltă. Nu țineți necaz, treceți peste, iertați, folosiți înțelepciunea și iubiți-vă soțiile, Doamne ajută! O veți duce bine. Sunt situații, mai ales la început de căsătorie, când soții nu prea se cunosc prea bine. Eu, sincer să vă spun, am 27 de ani de căsătorie, dar nu m-aș întoarce niciodată în perioada lunii din mierii sau primilor ani. Pentru că ea spunea un lucru și mă gândeam la altceva. Eu spuneam un lucru și îți gândea la altceva. Acum, după ani de căsătorie, ne uităm unul la altul și știm exact ce vrem. Știm exact ce vrem. De ce? Pentru că timpul petrecut împreună te face să te reglezi la frecvență și să cunoști totul. Nu-i nevoie. Câteodată se ivește câte o problemă și eu, ca și bărbat înțelept, folosesc înțelepciunea, îmi consult soția, că așa e corect, să folosesc și înțelepciunea pe care i-o dat-o Domnul. Tu ce zici aici? Că... Dar ea mă întreabă, tu cum te-ai gândit? Păi eu m-am gândit tot așa. Păi și eu tot așa m-am gândit. De ce? Pentru că ajungi la un moment dat. Din pricina faptului că ceri înțelepciune vinând aceeași de la Dumnezeu, ai un răspuns la problemele respective similar. Nu țineți necaz pe soțiile voastre. Al doilea lucru, care vă rog foarte mult, nu le faceți de rușine. Sunt momente când ții necaz pe soție, nu o ierți și vrei să știi și neamurile tale, vrei să știi și prietenile ei, ce gafe au făcut din punctul tău de vedere. Dacă îi spui la prietenii ei, prietenii ei o să spună, da, asta e gafă? Asta nu e gafă.
Câteodată nu o să te creadă. Dar de foarte multe ori, mulți bărbați au o formă așa subtilă de răzbunare ca să le facă de rușine. Permiteți-mi să vă spun, nu e vă expuneți soțiile dumneavoastră. Chiar dacă au greșit, aveți datoria să le apărați. Chiar dacă toată lumea le acuză, mergeți în fața lor și spuneți, eu sunt de partea soției tale. Când ajungi acasă în intimitate, când sunteți numai voi doi, fără copii, voi doi, spune ce ai dispus la soția ta. Dar niciodată nu expune. Niciodată. Biblia ne vorbește ce înseamnă să fii un om neprihănit. Foarte mulți dintre noi dorim să fim neprihăniți și unii chiar ne dăm neprihăniți în baza cuvântului Dumnezeu, dar Biblia totdeauna ne spune nu numai revendicați neprihănirea prin credință, ci și trăiți la nivelul ei, Doamne ajută! Că e ușor să o revendici, dar Biblia când spune numai trăiți într-un chip vrednic de poziția asta și de revendicarea pe care ați luat-o, ne obligă să ne asortăm cu cuvântul Domnului la nivelul respectiv. Scriptura ne spune la un moment dat despre un tânăr neprihănit, Iosif. Știți ce se întâmplă acolo? Maria se află însărcinată de la Duhul Sfânt înainte de nuntă. Și Iosif, acolo e un pasaj foarte frumos, foarte interesant, discută îngerul cu Maria, se spune, unii teologi spune că Maria avea vârsta de 17-18 ani pe vremea respectivă. Era o copilă țărancă din Israel. Și îngerul vine la ea, îi spune plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, și apoi îngerul spune, te-a ales Dumnezeu ca prin tine să se nască Sfântul lui Israel. Maria spune, cum poți să nască de mine, că eu nu știu de bărbat? Și îngerul explică, puterea celui prea înalt te va umbri și cel ce se va zămisli din tine va fi Sfântul lui Dumnezeu. Și atenție, îngerul nu pleacă să-i spună, vezi că tu ai logodnic, tu ai părinți, tu ai rabin, tu ești într-o comunitate, și pe tine va apăsa oarecare rușine. Nu pleacă să-i spune, faceți o adunare generală, întreabă-ți logodnicul, acceptă, tu să rămâi însărcinată de la Duhul Sfânt, fără ca el să fie implicat în toată treaba asta? Stă lângă fata aia, ca mântuirea mea și mântuirea ta să vină la vremea cuvenită, la împlinirea vremii. Cât timp de gândire a avut Maria? Că nouă ne trebuie grozav timp să iertăm, să luăm o decizie, ne pocăim. Și îngerul stă lângă ea, acolo, până Maria spune cuvintele, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și-a plecat îngerul și așa s-a zămislit mântuirea noastră, slăvit să fie Domnul. Ne-am fi așteptat ca îngerul, după răspunsul ăsta, să meargă să discute cu Iosif. Și spune, Iosif, dacă îi să vezi că Maria, logodnica ta, preiubita ta, capătă dimensiuni, se modifică la nivel fiziologic, vezi ceva suspect, să nu te sperii, băi, nu-i băgat nimeni pe fir aici, nu-i, ai grijă, nu te sperii de nimic. Era corect, nu-i așa? Dar îngerul nu se duce la el. Iosif observă că Maria, iubita, logodnica, singura, unica, este însărcinată, știa un lucru sigur, că nu cu el. Ce-i faci tu? E adevărat că revednic neprihănirea prin credință. Dar până aici, nu-i așa? Iosif, care era un om neprihănit, s-a gândit să nu o facă de... Deci așa se poartă omul neprihănit, așa-i? Frații mei, un text biblic peste care trecem de foarte multe ori cu ușurătate, pentru noi neprihănire să fii tranșant, să spui lucrurilor pe nume, să-i dai în față la om, dacă se poate în frunte să-i dai. Să neprihănită stare, mi-a zis-o, nu? A fi neprihănit înseamnă a nu face de râs o familie. Dacă știi greșeala fratelui tău, nu te ridica în public, în biserică. Nu-i duci vestea. Păi mâine s-ar putea să fii prieten cu el și să-ți pară rău de lucrurile care le-ai spus de prietenul tău. O creșit omul. O creșit. Dar are părinți, are copii, are soție, are soț. Fii om neprihănit și nu fă de râs, mai ales pe soția ta. Doamne ajută! Amin. Un alt lucru pe care atunci când ai înțelepciune nu-l faci, primul pe care nu-l faci este nu ține caz, apoi nu faci de râs și al treia nu disprețuiești. Este foarte mulți bărbați, există gândirea aceasta misogină, adică, domnule, noi suntem puternici, femeile astea au pornit războaie mondiale, e un rău necesar,
Efectiv, e un rău necesar. Sunt bărbați așa care se adună și se încurajează unii pe alții. Dar știți de ce se încurajează și ei stare așa, că mai câte o bere în față și stare așa și câte unul spune, domnule, eu când mă duc acasă și când bat odată din picior, nevasta începe să tremure tot. Și când bat din al doilea se oprește, are telecomanda în picior. El... Și toți ceilalți spune, băi, ce puternic ești tu. Marea problemă este când te duci acasă la ei, nici de gând de bătut din picioare, de fugă doar atâta. Dar acolo e grozav. Mi-aduc și eu aminte că la un moment dat discutam într-o anumită biserică cu bord de conducere și în bordul ăla de conducere era un frate care avea ceva așa, să vedea că, domnule, frate păstor, nu vă luați așa, femeile nu rămână să discute nimic, domnule, la adunări, nici vot n-au voie, domnule, astea au pornit războaie mondiale, astea așa, astea cu tare, astea așa, astea așa, astea așa. Băi, stăteam și eu să mă gândeam, băi, ce fel de om ăsta e în casa lui, domnule? Cred că nebasta aceea n-are nicio cuvânt în fața lui, n-are absolut nimic. La un moment dat, frații din biserica respectivă mi-au spus, frate, du-te până la el că are ceva în cazuri și la năcazurile respective omul trebuie să-l și rezolve. Și noi am vrea ca biserică să-l ajutăm. Dar el a zis că ar vinde ceva din proprietatea lui numai ca să acopere lucrul respectiv. Și nu-i cazul de făcut asta, pentru că el ceea ce a făcut pentru altcineva și ca atare rezolvă problema asta. M-am dus la ei acolo și am spus, te-am venit, m-au trimis niște frați să discutăm și așa mai departe, dar dumneata le-ai spus că face asta. Știi, n-am mai apucat să spun ceva, dar nevastă a zis că, ce ai spus că faci, măi? Dintr-o dată, el ca un cățeluș de ăla care vede ursul. O gătit tot. Tot o gătit. În ziua aceea mi-am dat seama că el doar acolo la conducere se răcorea. În rest, n-avea niciun cuvânt. Există foarte mulți oameni de genul ăsta care par, când îi vedeți, când îi întâlniți așa, nu contează unii, când îi întâlniți așa și toți sunt potrivă, să știți că au o problemă. Există foarte mulți care ajung și din nefericire sunt prieteni cu băieți tineri. Cu băieți cărora le spune, băi, eu la mine în casă, eu conduc, băi. Băi, dacă îi spun la nevastă să urci pe sobă stă toată ziua. Și ăsta dietul tânăr se uită și spune, băi, când ajung și eu să o trimit pe sobă? Te crește cu învățătura asta. El așa crede că e normal. Cu asta merge în viața de familie. Așa gândește el. Sunt unii dintre ei care îi disprețuiesc. Și acum mi-aduc aminte cu oarecare așa. Într-o duminică dimineață eram la o slujbă într-o biserică. Nu știu cu ce l-o fi deranjat nevasta pe fratele ăla slujitor, că el s-a ridicat la amvon și a spus fraților, nu degeaba spune Biblia că femeia e mai mare ca moartea. Și este scris în Biblia asta. Știți de asta? Da. Dar știți ce spune în Biblie? Haideți să știm totul. Că s-ar putea să vă păcălească cineva și pe dumneavoastră și să gândiți la fel. Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 26, Sfânta Scriptură spune în felul următor. Și acum, scuzați-mă, cel ce a scris Eclesiastru știa ce vorbește. A avut vreo mii de femei și știa despre ce-i vorba. Deci cunoștea. Și atenție ce spune el aici. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia. Și dacă era punct aici, trebuia să spunem, domnule, orice femeie e așa. Dar Scriptura continuă și spune, a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Textul biblic face referire la o anumită femeie care e prostituată. La aceea. Nu-ți compara niciodată și nu folosi versetul ăsta niciodată cât de supărat ești pe soția ta. Cine caz s-a făcut? Nu pune aici în versetul ăsta, că femeia ta nu-i de asta. Nu-ți umili soția. Nu fă comparații de genul ăsta. Nu folosi texte biblice numai să o apeși, așa că ești nervos. Nu fă așa ceva. Pentru că dacă ai înțelepciune, vei evita să ține caz, vei evita să nu o faci de rușine și vei evita să o disprețuiești. Acum hai să vedem dacă avem înțelepciune ce anume facem. În primul rând, frații mei, spune Sfânta Scriptură în textul citit, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei. Cinstiți-vă soțiile. Cinstiți-le. Vă rog tare mult, puneți-le la locul lor. Așezați-le la locul lor de cinste.
În fața copiilor voștri vorbiți de bine de soțiile dumneavoastră. Spuneți cuvinte alese la adresa lor. Înălțați-le. Spuneți tuturor celorlalți, soție ca mea nu există. Extraordinar. Eu nu mă supăr când aud că cineva spune, Dumnezeu, cum gătește nevasta mea, extraordinar. Are tot dreptul omul, că doar el mănâncă mâncarea respectivă. Are tot dreptul să vorbească în modul ăsta. Ce a putea cum îi place lui, mie să nu-mi placă. Sunt unii oameni care mănâncă mai pipărat, mai iute. Mie nu-mi place. S-a putea din cauza, dar lui îi place. Și cum gătește nevasta lui, nu poate găti orice altă femeie. E dreptul lui să o laude, să o cinstească, să o aprecieze. E dreptul lui. E dreptul meu să o laud pe a mea. E dreptul tău să o lauzi pe a ta. Nu suntem în concurență în domeniul ăsta. Fiecare are pe cea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu, ca atare cinstește-o, înalți-o. Al doilea lucru pe care îl faci este să apreciezi. Să știi de la lucrurile mici la cele mari, să ai un compliment, o apreciere, un cuvânt de încurajare. Am vorbit de lucrul ăsta la o altă slujbă, dar Proverbe 31 este de referință în domeniul acesta. Permiteți-mi să citesc de aici, din Proverbe, capitolul 31, versetele 28 și 29. Partea a doua a versetului 28. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Fă-ți timp și rostește cuvinte de genul ăsta. Fă-ți timp. Câteodată, stimații mei frați, eu îi învăț pe ceilalți, dacă ai obișnuit să fii taciturn așa, să fii introvertit, să stai înăuntru tău, să nu spui prea multe cuvinte, să spui numai da și nu, numai când e vorba de bani, nu pune mâna pe portofel, vorbești puțin mai mult. Deci doar atâta. Când începi să împlinești Scriptura și să ai cuvinte de apreciere, v-aș ruga să o luați treptat, nu dintr-o dată, că s-ar putea soția să nu-și revii de o bucată. Deci sunt familii în care bărbații nu învață asta. Întâlnirile cu bărbații sunt folositoare la lucrul ăsta. Câteodată îmi vine, frații mei, așa, să vă pun, să vă ridicați în picioare și să spuneți fiecare pe rând ce ați putea spune frumos de soția dumneavoastră. La tineri practicam lucrul ăsta când mă ocupam cu tineretul. Unul dintre lucrurile cele mai dificile la tineri este să prezinte, mai ales la fete. Cum te numești dumneavoastră? Și să ridică, să cum să, mă numesc, râde o bucată. Pentru că nu știu. Vin băieți din altă biserică, vin fete din altă biserică și ei se întâlnesc și faci. Și dai o notă, pentru că nu știi, din cauza emoției, o completezi cu râs, completezi, dintr-o dată ai treabă cu buzunarele, mai așa ei, îi ridicam de patru, prezintă-te. S-a ridicat la un moment dat, mă numesc așa, sunt din biserica cutare și îmi face plăcere să te cunosc. Dintr-o dată, toți tinerii ăștia au plecat, n-aveau nevoie de... Intrau direct pe fază și discutau. Și toți ăștia se întrebau, păi, dar de unde știu ăștia să vorbească? S-au antrenat? Vedeți că există oameni care merg la anumite studii și școli și câteodată pentru o oră, două, cum să dea un ajutor unui om care are atac de cord. Sunt anumite semne, că îi se înalbăstesc unghiile, care și el vede. Când un om cade pe stradă dintr-o dată așa jos și așa, toți ceilalți, toți se spăre, unul, doi, fiecare se panichează, vezi câte un om numai bagă telefonul în buzunar, se repede la el, îl toarce și cu fața în sus, dintr-o dată începe să-i facă ritm cardiac, îi face, și toată lumea se uită la el, băi, ce e pregătit, știi, doar nu-i prima dată. Nu spuneam inspirația, mă. N-am învățat niciodată, acum știu. Nu, el s-a antrenat pe chestia asta. Ca să poți vorbi frumos cu soția ta, trebuie să te antrenezi. Ca să nu stăm în seara asta aici, v-aș ruga foarte frumos, duceți-vă acasă și când nevasta nu e acasă sau în altă cameră, în fața oglinzii începeți să spuneți, dragă, te iubesc foarte mult, vezi, te crezi pe tine însuți? Vă rog foarte mult, să vezi dacă te crezi. E o metodă foarte bună. Foarte bună. Eu când am început să predic, așa am fost învățați de frați bătrâni. Ieși-ți, fă schița și apoi du-te în oglindă.
uită-te la cum vorbești, uită-te în ochii tăi, vezi cu ce îți gesticulezi, uite cu ce mână arăți spre Dumnezeu și ce mână arăți spre Satana și unde arăți. Și unde arăți? Că nu poți vorbi de Satana așa. Îi dai numai în jos. Înțelegeți? Și uită-te, da, și cu stânga, că dreapta îi aparține lui Dumnezeu și sus. Și uită-te în oglindă, tu te crezi pe tine și te otărești-o la predica ta, dacă nu ești, stai liniștit. Repeți când te ridici la amvon, frații mei, te ridici. Ai oarecare siguranță, că altfel te rupți cu propriile tale emoții. Ai o predică bună, grozavă, idei superbe. Dacă n-ai ajuns aici, primul lucru pe care, pentru că n-ai repetat, primul lucru, spune, cum scăp mai repede? Și ai muncit o grămadă ca să ajungi acolo. Cum scăp mai repede să mă duc? Pe când faci repetiții, ei, la problema aprecierii soțiilor, vă rog frumos, faceți o țară de repetiție. Dacă la rest nu o să faceți repetiții, nu o să vă cer repetiții la sărit cu parașuta din avion, repetiții la alte lucruri, la apreciat soția, faceți repetiție. Folosiți cuvintele cele mai grozave, deosebite. Și să vedeți ce impact o să aveți. Doamne ajută! Ultimul lucru, frații mei, soțiile noastre au nevoie, prin înțelepciunea pe care ne-a dat-o Domnul, să le oferim siguranță. Locul unde se simt ele cele mai bine e la sânul nostru. Când stau lângă noi, sau când ești mai liber acasă, când au venit și ea de la servici, cheamă-o și pune-o ori pe dreapta, ori pe stânga, pune-o lângă tine și strânge-o la. E locul unde ea simte că din toate părțile s-ar trage. Ea este acolo unde trebuie. Faceți-vă timp, nu sunt meciurile mai importante. Nu studiile biblice și predicile pe YouTube mai importante. Ia-ți soția și strânge-o acolo, la pieptul tău. Vorbește cu ea, cântați o cântare. Amintiți-vă cum v-ați cunoscut. Amintiți-vă anumite lucruri. Discutați de lucrurile astea. Îi produce o foarte mare și îi dă o foarte mare siguranță. Ăla-i bărbatul pe care l-a visat dintotdeauna. Un bărbat galeș, un bărbat cuceritor. Cu toate că ea îi aparține lui, el continuă să o cucerească în fiecare zi și îi oferă siguranță. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce frumos vorbește tot în Proverbe, capitolul 31 cu versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Și versetul 23 spune, bărbatul este bine văzut când șade la porți cu bătrânii țării. Când ele își văd soții la studiu cu bărbații, stau liniștite acasă. Probabil multe dintre ele îi spune, vorbește-i, Doamne, seara asta. Și știți că Dumnezeu le-a ascultat? Când vă duci acasă, spune, și te-ai rugat, nevastă, ia spune drept, și te-ai rugat. Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie Domnul. Vă provoc în momentele următoare, pentru că nici nu vreau să vă obosesc prea mult. Astea sunt gândurile pe care mi le-am pus să vi le spun în seara aceasta cu lucrurile de rigoare pe care le-am găsit la momentul potrivit. Centrul întregii acestei lucrări este să cerem de la Domnul înțelepciune și apoi să o folosim în a ne iubi soțiile noastre, și a trăim familiile noastre ca niște oameni al lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da înțelepciune. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți cu toți împreună să cerem de la Dumnezeu înțelepciune și El ne-o va da cu mână largă și cu braț puternic. Amin. Stăm în fața Ta, Doamne, Tată Ceresc, și îți mulțumim de prezența Ta.